Haideți să începem. În primul rând aș ține să vă spun următorul lucru, că n-am venit doar la o lansare a unui volum, la o lansare de carte. Adevărul este că noi am încercat să mobilizăm comunitatea UBB și studenții, mă bucur că îi văd în sală, profesorii, cercetătorii, cei de pe componenta administrativă, fiindcă ce încercăm să facem în acest moment sau prin acest volum este să construim o poveste academică a comunității UBB. Deci nu este vorba, repet, doar despre o lansare de carte, că am fi făcut-o altundeva, într-un alt cadru și cu alt scop. Am vrut să-i avem pe colegii noștri aici și de aceea mă bucur că în preajma sărbătorilor, totuși, cu toată mobilizarea pe care am încercat să o facem, am reușit să avem un număr atât de mare de colegi. Vedeți, noi sărbătorim 100 de ani de învățământ superior românesc la Universitatea Clujană, iar unii dintre noi s-au gândit, bun, pe lângă evenimentele foarte importante, busturile pe care le-am inaugurat, sesiunile solemne pe care le-am avut, ce am mai putea face astfel încât să valorizăm, să onorăm acești 100 de ani de învățământ românesc la Universitatea Clujană. Și atunci am venit cu această idee, împreună cu colegii din rectorat, împreună cu colegii din Consiliul Științific, că ar trebui să avem un volum al școlilor academice sau al școlilor de știință la Universitatea Clujană. De ce acest lucru? Deoarece școlile sunt cele care pot lega foarte bine trecutul, prezentul și viitorul. Ori este important ca acești 100 de ani să ne unească și să unească cele trei componente din evoluția universității noastre. Și a doua idee care a fost s-a legat de faptul că e timpul ca lucrările riguroase de istorie, de istoria Universității Babeș-Bolyai. Avem volumul coordonat de decanul Ghita. Avem alte lucrări interesante și riguroase scrise de colegi de la istorie sau istorici clujeni. Să treacă dincolo de acele cărți, să intre în mentalul nostru colectiv, să intre în cultura noastră organizațională. Asta pentru că noi știm, și eu ca psiholog vă spun lucrul ăsta, cei care lucrăm într-o instituție care are această cultură organizațională sau o astfel de cultură organizațională, suntem mai împăcați cu trecutul, mai mulțumiți în prezent și privim cu optimism și încredere spre viitor. Mai mult, o astfel de organizație sau de instituție care e conștientă de această cultură proprie este mai puțin manipulabilă, influențabilă și din afară și din interior. Deci ăsta a fost un al doilea scop și într-un fel mi-am asumat aici rolul de psiholog, uitându-mă la lucrările interesante de istorie, de specialitate, să creăm această poveste a comunității noastre. Așa a apărut volumul, de aceea suntem astăzi aici. Domnul rector întârzie puțin, i-am și spus că până atunci, ca la marile concerte, vom încerca să încălzim sala. Da? Îl avem însă alături de noi pe primul rector al Universității Clujene, al Universității Babeș-Bolyai, pe profesorul Ionel Haiduc, care a fost alături și este alături de această universitate de la începuturile ei în perioada postcomunistă. De aceea vreau pentru început să-l invit pe dânsul să ne spună câteva idei legate de ideea de școală academică și școală de știință. Domnule profesor! Nu, rămâne aici. Distins auditoriu, dragi colegi, evenimentul de astăzi face parte... Așa, bun. Evenimentul de astăzi face parte din seria manifestărilor dedicate marcării centenarului Universității Babeș-Bolyai. Este o carte importantă la care au lucrat mulți colaboratori, coordonați de domnul prorector Daniel David. O carte din care aflăm istoria învățământului superior din Cluj, de la începuturile sale până în zilele noastre. Cartea ce ni se oferă astăzi prezintă cu lux de amănunte istoria învățământului superior clujan, care a precedat înființarea Universității Românești la Cluj în anul 1919. A avut o mare importanță înființarea unei universități românești în Transilvania după Marea Unire, într-un oraș cum este Clujul, tradiția seculară fiind o bază pe care se putea construi o universitate după modelul humboldtian al marilor universități europene, în care cercetarea să însoțească pregătirea de specialitate a studenților.
Universitatea noastră își revendică o istorie cu rădăcini adânci în trecut, chiar dacă nu este continuatoarea directă a instituțiilor de învățământ superior care au precedat-o. Până în 1919, în învățământul superior clujean s-a predat în limbile latină, germană și maghiară. Acum a venit rândul limbii române. În 1919, Universitatea Daciei Superioare, cum a fost numită la început, a înlocuit o universitate care funcționa deja după criterii moderne, dar care s-a retras din Cluj, lăsând o infrastructură, dar nu și personalul. Infrastructura este importantă, dar nu suficientă, și a fost necesară o gândire luminată și un efort serios pentru asigurarea unui corp de inițiatori de cea mai bună calitate. Este de subliniat înțelepciunea celor care au dat naștere Universității Românești în 1919, prin chemarea și aducerea la Cluj a unor personalități cu o reputație științifică bine conturată și recunoscută, care ofereau de la început garanția competenței, calității și excelenței. În anii care au urmat, în universitate s-au dezvoltat școli academice și de cercetare în diverse domenii și discipline, care au asigurat un învățământ superior de bună calitate, conform speranțelor celor mai optimiste exprimate la înființarea sa. Vorbim astăzi despre excelență. Între competență și excelență există un mic pas care trebuie făcut. Unele dintre școlile dezvoltate în cadrul universității noastre sunt adevărate centre de excelență naționale și internaționale. Cred că putem vorbi despre insule de excelență într-o mare de normalitate și competență. Care sunt criteriile pentru definirea unei școli drept centru de excelență? Cred că, în primul rând, tematica cercetărilor, domeniile abordate și publicațiile. Ce, unde și cât publicăm. Este necesar să se lucreze în domenii și pe probleme de actualitate, pe cât se poate în frontul științei actuale, și să se publice cât mai mult în reviste de specialitate dintre cele mai prestigioase, nu în reviste de mâna a doua, chiar internaționale. Și cum forța este și în numere, în orice evaluare internațională contează și numărul lucrărilor publicate. Din expunerile făcute în cartea prezentată aici, este în general posibilă identificarea școlilor ce pot fi definite drept centre de excelență. Un alt criteriu ar mai putea fi și reputația absolvenților în cariera lor după absolvire. Calitatea cadrelor didactice și a cercetătorilor din universitate este reflectată în recunoașterea lor în societate, de exemplu prin alegerea ca membri ai Academiei Române. Ar fi utilă o anexă la carte care să cuprindă profesorii și cercetătorii din universitate, care de-a lungul celor 100 de ani au fost sau au devenit membri ai Academiei Române. Eventual, și o listă cu absolvenții universității noastre, membri ai Academiei Române, care au activat sau activează în afara universității. Mi-ar fi plăcut ca la sfârșitul cărții să fie și o anexă cu titlurile cărților publicate în străinătate, în cursul celor 100 de ani, cu autori din universitatea noastră. Cărți s-au scris multe în țară, chiar foarte multe și valoroase, dar cele publicate în străinătate contribuie la vizibilitatea și prestigiul universității peste hotare. Prezentul universității noastre este expus cu oarecare reținere, accentul fiind pus pe aspectul istoric. Dar trebuie să admitem că în prezent, Universitatea Babeș-Bolyai se află la cel mai înalt nivel al dezvoltării sale, ca vizibilitate, performanță, dotare. Niciodată Universitatea Babeș-Bolyai nu s-a bucurat de un prestigiu comparabil cu cel actual. Desigur, cu ocazia unei aniversări, ne place să ne lăudăm, să fim lăudați. Ne bucurăm că în clasificările internaționale, rankinguri, suntem recunoscuți ca o universitate de 4 stele, drept cea mai mare și mai prestigioasă din România. Dar trebuie să fim și realiști. Încă nu suntem printre primele 100 de universități din Europa și mai trebuie să lucrăm și să ne străduim ca să ajungem acolo. Poate ar trebui să fie prima opțiune strategică a Universității Babeș-Bolyai pentru anii ce urmează. Vă mulțumesc! Ok, mulțumim domnului profesor. Înainte de a face o scurtă prezentare și a da cuvântul decanilor, aș vrea să vă spun că noi vedem acest volum ca un volum de prezentare a universității.
Am și spus că deocamdată am scos doar 100 de exemplare tipărite, fiindcă așteptăm feedback-uri. Vedeți, când faci un astfel de volum complex și complicat, totdeauna mai scapi unele lucruri, mai sunt unele greșeli. Ce vrem să facem este să lăsăm o lună să dospească, să vă uitați peste el, iar după aceea să primim feedback-uri. După aceea vom face un update la varianta PDF, care va fi pe site-ul universității, tradus în limba maghiară, germană, engleză și franceză și va fi, dacă vreți, cartea noastră de prezentare, iar acest volum va putea fi după aceea dezvoltat de către alții în anii care vin. Abia anul viitor vom scoate și celelalte volume printate ale universității, repede, după ce primim feedback-ul de la dumneavoastră. Acum, acestea fiind spuse, voi trece foarte scurt în revistă povestea, fiindcă v-am spus, eu am venit să vă spun o poveste. Asta nu este o carte de istorie, ci este cum vedem noi astăzi istoria prin care am trecut și citind lucrările serioase ale colegilor istorici. Și cred că ar fi bine să ne intre în minte și în mentalul nostru colectiv, nu doar în mintea noastră individuală, ideea că sunt trei mari etape în tradiția academică, fiindcă domnul profesor a punctat foarte bine. Noi nu vorbim aici de moșteniri legale, noi vorbim de o tradiție academică care a avut loc în Cluj și Babeș-Bolyai este oarecum moștenitoarea acestei tradiții academice alături de Universitatea din Szeged. Și în prima tradiție trebuie să conștientizăm, sigur, așa cum știm și în siglă când ne uităm, 1581 și ne întrebăm ce înseamnă 1581. Am fost și motivat, vă spun, să scriem această carte când am întrebat unii studenți de-ai mei. Știți ce înseamnă 1581 din siglă? Au nimerit așa, dar nu știau povestea. Da? Practic, în 1581, Ștefan Bátori, care era principele Transilvaniei și care a devenit regele Uniunii Polono-Lituaniene, adică un stat extrem de puternic pentru acea vreme, a avut curajul și și-a dorit să înființeze în Cluj o instituție cu statut de universitate. Aveți acolo diploma care a fost gândită să confere instituției dreptul de a da, sigur, cu acordul suveranului, titlurile de bacalaureus, magister și doctor. O universitate în acele vremuri și în vremurile care au urmat era mereu legată de dreptul de a da titlul de doctor. Dacă nu aveai dreptul să dai titlul de doctor, erai o instituție de învățământ superior sau secundar, dar nu erai o universitate. Din start, repet, această instituție s-a născut în acest fel. Eu și am experiența cu studenții de la psihologie, vă încurajez să o facem toți. Când vin studenți noi la doctorat, de exemplu, totdeauna mergem aici pe strada Cogălnicianu ca să trăiască și să simtă puțin contextul istoric, dacă tot avem pe stemă 1581, fiindcă această universitate s-a născut în jurul bisericii astăzi reformate, atunci era biserică franciscană, ulterior biserică iezuită, undeva în zona Turnului Croitorilor, peste drum de biserica reformată și bine să ne plimbăm din când în când în zona respectivă ca să înțelegem de unde au pornit lucrurile și ce s-a întâmplat în perioada respectivă. La vremea respectivă, acea universitate, acea instituție, de fapt, o să vedem dacă îi spunem universitate sau nu, acea instituție avea două facultăți, o facultate în statut, o facultate de filozofie și una de teologie, limba era limba latină, cum a spus deja domnul profesor Haiduc. Ce este foarte interesant, că deși nu era confirmat sau încă nu era aprobat Constituția și organizarea universităților iezuite, deja era în fază de testare. Și ei aveau astfel de organizare a unui ciclu inferior, în care erau cursurile de gramatică, nu gramatică scris-citit, ci o gramatică mai avansată, erau cursurile umaniste și erau cursurile de retorică și era un ciclu superior, în care erau cursurile de filozofie, nu filozofie cum înțelegem astăzi, atunci filozofia însemna și fizică, însemna și componentă de matematică, însemna și psihologie și avea ciclu de teologie. Așa era structura acelei instituții la momentul respectiv și nici nu funcționa cum funcționează astăzi, adică treci dintr-o clasă în alta. Unii treceau dintr-o clasă în alta, unii intrau direct la nivelul superior. Când nu aveau suficient studenți, nu era o problemă, nu organizau clasa aici, ci îi trimiteau să studieze la alte universități din Europa la vremea respectivă. Ce știm este că ciclul superior a fost atins la această universitate, adică ciclul superior s-au început cursurile de filozofie în anul 1585. Atunci s-a atins nivelul superior în structura Academiei Iezuite. Sigur că au fost profesori celebri în perioada respectivă,
Rectorul ne-a vorbit și știm deja aceste lucruri și le avem pe site-ul universității noastre, doar vă reamintesc, Vuiec, care a fost primul rector, Ștefan Arator, Posevino, care n-a fost profesor, dar a organizat seminarul în jurul universității și în jurul Academiei Claudio Politane, au fost unii absolvenți celebri, cum este de exemplu Pazmani Peter. Nu vreau să vă dau mai multe detalii. Eu vă sugerez să citiți lucrarea. Acest capitol, de exemplu, despre această perioadă a fost scris de colegul meu, Alexander Baumgarten, foarte bine documentat și toate detaliile sunt în lucrarea respectivă. Scurt spus, a fost un lucru deosebit pentru acele vremuri să creezi aici, în jurul bisericii reformate și între biserică și turnul croitorilor, o instituție care, repet, prin statut avea dreptul să confere titlul de doctor. N-avem nicio dovadă că a reușit să confere, deci că a avut absolvenți, știm că a atins însă nivelul superior în 1585. N-a durat mult, aproximativ 25 de ani a funcționat, cu mici întreruperi. Dar, foarte interesant, și asta eu o numesc în istoria noastră Universitatea pierdută și regăsită, adică perioada 1698-1786. De obicei uităm de perioada asta. Mergem de la 1581 și sărim după aceea direct la perioada maghiară și perioada românească. De fapt, o universitate puternică, pe care, repet, îmi place să o numesc pierdută și regăsită cu ocazia sărbătoririi acestor 100 de ani, această universitate claudiopolitană a început în 1698 și să știți, cei care au refondat-o s-au regăsit și au refondat-o pe actul din 1581 al lui Bathory. Nu s-au văzut ca altă universitate, ci ca o continuatoare a universității vechi din 1581. Au venit în Cluj întâi în zona pieței muzeului, unde este acum Biserica Franciscană, iar după aceea, începând cu 1715, până și-au terminat construcțiile, s-au mutat, așa cum vedeți, în zona în care suntem de fapt și noi astăzi. Vedeți clădirea cea albă, cu un etaj, este exact pe sediul în care se află astăzi clădirea noastră, lângă biserica pe care o puteți recunoaște. Vedeți convictul nobiliar, peste drum de universitate. Vedeți seminarul Bathory Apor. Deci, scurt spus, a fost o universitate extrem de serioasă și de puternică. Dacă o să vă uitați la datele pe care le-au identificat istoricii noștri, între 1725, atenție, 1725 și 1752 au fost înscriși peste 231 de doctoranzi, s-au dat titlul de doctor începând cu 1741, 10 doctorate în 41, s-au dat 10 doctorate în 1744 și așa mai departe. În acea vreme, limba de predare era latină, dar începuse să se predea și în limba germană, mai ales din 1753, când au încercat să o scoată de sub influența totală a Ordinului Iezuit și a devenit o universitate oarecum imperială, în care s-a modificat curiculum iezuit și au început să predea nu doar în limba latină, ci unele lucruri și în limba germană. Ce este foarte interesant este că celor două vechi facultăți li s-au adăugat în 1774 Facultatea de Drept, în 1776 Facultatea de Medicină. Deci în 1776, pe locul actual al Universității Babeș-Bolyai, am avut o universitate pe care împărăteasa Maria Tereza o numea Universitate Claudiopolitană. Nu-i mai spune Academie. De obicei, termenul de Academie se referea la structuri care n-aveau o dezvoltare complexă, aveau una sau două facultăți. Când deja ai avut patru facultăți, numele pe care îl folosea pentru această instituție a fost de Universitate Claudiopolitană. Și ce e foarte interesant, doar vă amintesc sau vreau să vă spun cu titlul mai umoristic, când înființează Facultatea de Medicină, îi se adresează comunității în felul următor. Deci împărăteasa Maria Tereza, ca să comparăm cum ni se adresează astăzi politicienii și ce erau pe vremuri și cum eram tratați cândva. Li se spune așa: iluștrilor, venerabililor, respectabililor, magnificilor de viță nobilă, îndrăzneților, dar și prudenților credincioși ai noștri. Deci cam așa se vorbea cu o universitate în perioada respectivă. Este de învățat și cred că avem să învățăm pe politicienii noștri cum trebuie să vorbească cu mediul academic și să se comporte cu mediul academic. Bun, sigur că această universitate a funcționat până în 1786, au fost profesori celebri, printre cel mai cunoscut probabil, sau printre cei mai cunoscuți profesori merită menționat Maximilian Hell. El a și scris în timp ce era la această universitate câteva tratate care s-au reluat în mai multe ediții și care au devenit manuale de referință pentru universitățile europene.
Sigur, au fost și studenți români în această perioadă, unii care au fost, care au devenit extrem de importanți pentru cultura, pentru cultura română, dar toate astea și detaliile le veți găsi în lucrare. Vreau doar să vă stimulez un pic, să vă stimulez curiozitatea. Așa cum spuneam, în 1786, Universitatea a fost desființată, dar ce înseamnă că a fost desființată? A fost desființată în sensul că i s-a luat dreptul de a conferi doctorat. A rămas cu celelalte titluri, dar nu mai putea conferi titlul de doctor. Ea, practic, sau catedrele, facultățile derivate din universitatea respectivă s-au mutat într-un fel peste drum, în ceea ce numim astăzi Liceul Batory, și acolo exista o catedră, facultate sau institut, că numele sunt diferite în funcție de perioadă, de medicină și chirurgie, care devine un institut independent după aceea, între 1850-1872, o catedră, o facultate de drept, care se desfințează în 1850 și se refondează ca academie în 1863, și facultatea de filozofie, care se desfințează în 1850. Astea sunt instituții semi-universitare, se numite, fiindcă făceau legătura între universități, care puteau da titlul de doctor, și studiile secundare sau gimnaziale. Aceste instituții, repet, erau instituții de învățământ superior, dar nu universități, sau semi-universitare, dacă vrem să le spunem. Depinde de la autor la autor. Acestea fiind spuse, când Universitatea Regală Maghiară s-a înființat la Cluj în 1872, ea nu a apărut oarecum chiar din nimic. Foarte interesant, Universitatea Regală Maghiară a înglobat cele două instituții care existau, adică Institutul Medico-Chirurgical derivat din Universitatea Claudiopolitană și Academia de Drept. În prima fază, sediul Universității Maghiare a fost tot în sediul în care se aflase înainte Universitatea Claudiopolitană și după aceea s-a construit clădirea modernă, pe care o avem și astăzi. În această perioadă, Universitatea Maghiară avea ambiția să devină de respirație europeană, de respirație internațională și chiar au reușit într-o serie de școli extrem de interesante, doar le enumăr, încurajându-vă să citiți și să aflați detaliile acestor școli. A apărut o școală de matematică foarte puternică, a fost Alfred Hart, de exemplu, aici, care era un discipol al matematicianului David Hilbert, Farkas Diulo, care are lema lui în matematică, practic, școala de fizică, școala de chimie, școala de zoologie, o școală puternică de geologie, una de geografie, lingvistică, o școală de literatură comparată, o școală de literatură, biblioteconomie și teatrologie, o școală de etnografie, școală de istorie, școală de filozofie, aici foarte interesant, se pare că este primul filozof maghiar care a avut un sistem filozofic propriu, și o școală de fitosociologie. Deci a fost o universitate care a început și ea mai cu greu, dar treptat a reușit să dezvolte niște școli care chiar aveau un impact în cultura europeană și internațională a celor vremuri. Și eu o să vă încurajez să studiați și să citiți cu atenție aceste lucruri. După aceea, așa cum știm, și domnul profesor Haiduc a spus deja, din 1919 a început învățământul superior românesc la Universitatea din Cluj. Universitatea Babeș-Bolyai este moștenitoarea legală a Universității Ferdinand, adică a Universității Românești. Și astăzi avem o mulțime de școli extrem de interesante despre care nu vreau eu să vorbesc. Am să invit fiecare decan și am să-l rog, ținând cont că timpul este scurt, doar să ne spună care sunt școlile principale din facultatea respectivă și două, trei idei principale despre ele, ca după aceea să vă stimuleze să citiți mai multe despre aceste lucruri, fiindcă astăzi, într-adevăr, avem niște școli, reușim să fim o universitate de respirație internațională, avem de lucru. Domnule profesor, sigur că avem, da? Aia cu top 100 e foarte greu, fiindcă nu depinde numai de noi, depinde de resursele financiare pe care le avem, depinde de legislația care ne blochează. Eu cred că cu resursele pe care le avem, această comunitate a dat maximum pe care îl poate da în aceste condiții. Dacă nu se schimbă legislația și nu se schimbă ceva în susținerea financiară, e foarte greu să obținem mai mult decât am obținut până acum. Dar sigur, poate să fie un obiectiv interesant, dar coroborat cu politici naționale, fiindcă altfel, să nu uităm, suntem o universitate publică, totuși. Acum, acestea fiind spuse și ca să nu mai întindem discuția, am să-l invit pe... Decanii sunt aici, trei decani lipsesc. Adrian Petrușel, care este plecat din țară, colegul Liviu Malița, care este plecat și el din Cluj, și decanul de la geografie, care are o condiție medicală. Au înlocuitori, prodecanii de la fiecare facultate și luând în ordine facultățile, așa cum sunt ele în structura Universității Babeș-Bolyai, îl invit pe reprezentantul Facultății de Matematică și Informatică, colega noastră Simona Motogna. Simona, unde ești? Aici.
Bună seara! După cum spunea și domnul prorector David, domnul Pătrușel lipsește, dar eu voi citi mesajul transmis de dânsul și nu al meu personal. O să-mi permit la sfârșit să fac o singură remarcă. Stimate domnule președinte al Senatului, stimați domn prorector, stimată doamnă prorector, dragi colegi și dragi studenți, domeniul de știință matematică a fost reprezentant în instituțiile de învățământ superior din Cluj, la un nivel foarte înalt, încă din perioada Universității Claudiopolitane. Universitatea Franz Josef și Universitatea Babeș-Bolyai, la început prin componentele sale, apoi ca universitate unificată, au avut și au în continuare școli de matematică de nivel european. Desprinsă recent din școala de matematică, școala de informatică clujană are o dezvoltare impetuoasă, contribuind major prin cercetare, inovare și noi tehnologii la dezvoltarea domeniului în Cluj și în România. Școlile de știință sau școlile academice din cadrul facultății noastre sunt Școala de Analiză Numerică și Teoria Aproximării, Școala de Algebră și Istoria Matematicii, Școala de Ecuații Diferențiale, Școala de Mecanică și Astronomie, Școala de Teoria Funcțiilor, Școala de Fundamentele Informaticii, Școala de Inteligență Artificială. Toate acestea sunt reflectate azi în volumul retroperspectivei pe care îl lansăm. Sincere mulțumiri autorilor Octavian Angratini, Florian Boian, Andrei Mărcuș, Horia F. Pop, Grigore Sălăgean, Ferenc Senkovic, coordonator Adrian Petrușel, cei care au contribuit la realizarea materialelor din acest volum, precum și tuturor colegilor ce confirmă continuă tradiția școlii clujene de matematică și informatică și susțin astfel poziția competitivă a facultății noastre în țară și în lume. Nu pot decât să închei în nume personal și să spun că mă simt foarte mândră să fiu membru a acestui corp academic. Mulțumesc! Din partea Facultății de Fizică, domnul decan, colegul Nodi. Stimați colegi și studenți, fizica de la Cluj a început să se ridice la nivelul cercetărilor din Europa de Vest, începând din 1872, când în Universitatea Franz Josef s-au format o școală de fizică teoretică și una experimentală de prestigiu. După 1919, la Universitatea din Cluj au devenit puternice cercetările în mai multe domenii ale fizicii, cum ar fi fizica teoretică, fizica corpului solid și magnetismul, spectroscopia optică și vibrațională, fizica atomică și moleculară și rezonanța magnetică. Clădindu-ne pe această bază, cercetările în domeniul fizicii la UBB astăzi sunt la nivel mondial din mai multe puncte de vedere. În afara continuării școlilor clasice, colegii noștri se orientează tot mai mult și spre aplicații interdisciplinare ale fizicii, cum ar fi fizica medicală, știința materialelor, nanoștiințele, simularea fenomenelor sociale, etc. În ultimii 10 ani, membrii Facultății de Fizică au publicat peste 1800 de articole științifice cotate ISI, la care au fost peste 16.000 de citări. Astfel, Facultatea de Fizică contribuie esențial la prestigiul internațional al UBB. Astăzi, în școala doctorală a Facultății de Fizică, avem 23 de conducători de doctorat, care prin doctoranzii lor asigură și viitorul școlii de știință în domeniul fizicii al UBB. Mulțumesc colegilor și studenților prin ceea ce fac pentru știință și pentru facultate. Și nu în ultimul rând, mulțumesc foarte mult colegilor care au contribuit la realizarea acestui volum, partea de fizică. La mulți ani UBB, la mulți ani Facultatea de Fizică. Vă avem Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, doamna decan. Distinși colegi și
școala de chimie și cea de inginerie chimică din Universitatea Babeș-Bolyai a cunoscut mai multe etape de dezvoltare. Prima școală academică de chimie a fost înființată în cadrul Universității Regale Maghiare de către profesorul Fabiani Rudolf în 1878, care înființează și primul institut de chimie la Cluj în 1881, iar în 1882 lansează prima revistă de chimie din Cluj. Școala de chimie clujană cu predare în limba română și-a început activitatea în anul 1919 în cadrul Departamentului de Chimie și Fizică de la Facultatea de Științe. Încă de la înființare, în anul 1919, Școala de Chimie Clujană poate fi considerată ca fiind una de excelență prin fondatorii ei, Gheorghe Spacu, Adrian Ostrogovici și Dan Rădulescu. Activitatea profesorilor întemeietori din perioada antebelică a fost urmată de o generație de ilustri continuatori, dintre care vom aminti doar câteva nume de referință: Ralu Caripan, Ion Tănăsescu, Cornel Bodea, Candin Litianu, Gheorghe Makarovici, Ioan Cădariu, care au avut importante contribuții în dezvoltarea chimiei anorganice, chimiei analitice, chimiei organice, chimiei fizice și chimiei tehnologice. Activitatea distinșilor profesori amintiți a fost continuată de o serie de alți dascăli ilustri care au îmbogățit palmaresul științific și academic din domeniile de cercetare existente la Cluj și au creat alte domenii, cum ar fi chimia organometalică, supramoleculară, chimia tehnologică, biochimia, chimia computațională. Volumul pe care îl prezentăm azi trece în revistă întreaga pleiadă a distinșilor dascăli din perioada postbelică, împreună cu cele mai importante contribuții ale acestora. Crearea secțiilor de inginerie chimică din perioada 1970 de către profesorul Liviu Literat adaugă o nouă dimensiune facultății noastre. Școala de inginerie chimică se dezvoltă cu sprijinul unei întregi generații de ingineri, dintre care amintim numele profesorului Augustin Pop și Lucia Gagea. Specializărilor inițiale de inginerie chimică de proces li s-au adăugat unele noi axate pe ingineria produsului, automatizare și inginerie biochimică. În prezent, chimia și ingineria chimică clujană își continuă activitatea didactică și de cercetare prin cele trei departamente ale facultății, prin cele două școli doctorale și prin numeroase centre de cercetare. Facultatea noastră își mobilizează toate resursele pentru a asigura o educație modernă, inter- și transdisciplinară, incluzând în procesul educațional cunoștințele generate din cercetarea științifică. În final, doresc să aduc mulțumiri tuturor colegilor care au contribuit la realizarea acestui material și de asemenea să mulțumesc tuturor celor prezenți azi aici alături de noi. Vă mulțumesc! Din partea Facultății de Biologie și Geologie, domnul decan. Stimați colegi, trebuie să vorbesc pentru două școli, și de biologie și de geologie, că așa e facultatea acum, dar să știți că și la origine, în cadrul Facultății de Științe, geologia a fost cu științele naturale, cu biologia, practic. Școala Clujeană de Biologie de la Universitatea din Cluj s-a afirmat în principal prin activitatea desfășurată aici de doi titani. E vorba de Emil Racoviță, despre care am vorbit și dimineață, și Alexandru Borza. Despre Emil Racoviță pot să mai spun că a fost singurul biolog român care a elaborat o teorie originală cu privire la origine, la evoluția lumii vii, teorie în care a insistat asupra rolului deosebit de important pe care izolarea îl joacă în apariția unor specii, spițe, cum le spunea dânsul, și care include o definiție inedită a speciei formulată încă din 1912, o colonie izolată de consângeni. Alexandru Borza, botanist român cu o largă recunoaștere internațională și creatorul școlii române de geobotanică, așa cum știm, antemeia grădina botanică, a ctitorit și a condus Institutul de Botanică Sistematică, a organizat Muzeul Botanic și Herbar. A introdus în botanica românească metode moderne de cercetare a vegetației, fiind totodată, împreună cu Emil Racoviță, principali inițiatori ai ocrotirii naturii. Școala Clujeană de Biologie, de la înființarea acesteia, a fost dominată de concepția și viziunea lui Emil Racoviță despre știință și cercetarea științifică. În prezent, în cadrul Facultății de Biologie și Geologie, Școala de Biologie Integrativă continuă tradiția de cercetare științifică și educație
într-o paradigmă experimentală dominată în principal de aspecte privind conservarea biodiversității și de abordările moleculare, biochimie și biologie moleculară, genetică moleculară, microbiologie cu accent pe microorganismele extremofile, taxonomie și filogenie moleculară. În 2019, Școala Clujeană Biologie a fost inclusă pe pozițiile 801-1000, antropologie, științe biologice, în clasamentul internațional QS și pe pozițiile 501-600 în științele vieții. La Școala Clujeană de Biologie trebuie să menționez că primul profesor de zoologie care, într-un fel, i-a urmat Louis van Opaty, o personalitate recunoscută internațional, fără să știe unul de altul decât din lucrări, fără să fi cunoscut vreodată, au avut același domeniu de cercetare, lipitorile. E vorba de profesorul Ioan A. Scriban, venit de la Iași. Școala Clujeană de Geologie, bazele Școlii Românești de Geologie la Universitatea din Cluj, au fost puse prin înființarea Institutului de Geologie, Paleontologie și a Institutului de Mineralogie, Petrografie, care prin 1938 au fuzionat. Această școală a continuat și dezvoltat o tradiție de studii geologice dezvoltată încă din 1872, sub conducerea profesorilor Sadețchi, Cordoș, Ghiula la mineralogie și Koch, Ontal la geologie. Noile institute au fost conduse de nume celebre ale geologiei românești, precum profesorul Gheorghe Munteanu Murgoci, Victor Stanciuc, care a fost și decan și prodecan, și Ionescu Popescu Voitești. Gheorghe Munteanu Murgoci a fost o personalitate de prestigiu internațional, președinte al unor congrese internaționale de geologie și creatorul teoriei pânzelor de șariaj în Carpații Românești. Iar Ion Popescu Voitești a fost de asemenea un reprezentant de seamă cu idei inovatoare în domeniul tectonicii Carpaților și cu rezultate remarcabile în geologie și paleontologie. De asemenea, țin să spun că înainte de a veni la Cluj a fost profesor la liceul de băieți Radu Greceanu din Slatina, unde am absolvit și eu. Cercetarea științifică în prezent în școala de geologie se axează pe obținerea unei imagini de ansamblu a structurii, o continuare obținerii unei imagini de ansamblu a structurii geologice a României, pe detalieri și aprofundări al unor aspecte fundamentale, dar și pe aplicabilitatea practică a acestora. În prezent, membrii celor două școli publică în cele mai bune reviste internaționale de profil, inclusiv în Nature și Science. În ultimii 10 ani avem 5 lucrări în total în Nature Science, 3 în Nature, 2 în Science. Cercetările de geologie izotopică efectuate atât pe roci vechi și pe sedimente mai tineri, inclusiv cu aternare, sunt apreciate la nivel internațional. Vă mulțumesc pentru atenție! Bun, mulțumim. Următoarea facultate este Facultatea de Geografie. Domnul Pompei Cocean, fostul decan al facultății. Onorantă asistență, doamnelor și domnilor, cuvintele mele sunt cele delegate de decanul facultății, care din motive medicale nu poate fi aici. Fiindcă vorbim de școlile științifice, cred că suntem de acord că o școală performantă trebuie să îndeplinească 4 condiții esențiale. Prima dintre ele este de a avea un program, un manifest, din care să izvorască noile paradigme, noile teorii, metodologii inovatoare, concepte și noțiuni originale. În al doilea rând, o școală științifică trebuie să producă, dar nu orice lucrări, trebuie să producă opere. În al treilea rând, o școală veritabilă formează personalități, adică acei mentori care duc destinul școlii pe umeri, precum Atlas, globul pământesc. Și cea de-a patra cerință, nu ultima, o școală veritabilă trebuie să creeze instituții, laboratoare, centre și institute de cercetare, departamente, catedre, uneori chiar facultăți.
Iar în viața publică trebuie să creeze, să impună instituții și servicii care să aplice în practică rezultatele. Școala de geografie clujană posedă toate aceste patru atribute. Fundamentele ei au fost puse, programul, de către Emanuel de Marton și George Vâlsan. Celebre sunt acele excursii geografice publicate prin rezultatele lor în prima revistă a Institutului de Geografie din Cluj, unde se spune clar și se demonstrează că laboratorul geografiei este terenul, este teritoriul cu toată structura lui fizică și antropică. Școala clujeană a produs de-a lungul vremii lucrări reprezentative, multe dintre ele premiate de Academia Română. De asemenea, a impus în Panteonul Geografic Național câteva zeci de personalități. În sfârșit, poate capitolul cel mai productiv al acestei școli este acela de a crea instituții. A creat la început Institutul de Geografie cu două departamente ale lui, iar după 90 a rotunjit o facultate dinamică cu patru departamente noi, patru extensii în teritoriu, patru specializări noi în cadrul facultății și împreună cu colegii din București și din Iași a impus în codul ocupațiilor din România trei meserii. În concluzie, Școala de Geografie clujeană, în ciuda unor eventuale aparențe contrarii, este vie, ea produce, pentru că zestrea acumulată și experiența adunată într-un secol s-au transformat într-un excelent mijloc de propulsie. Mulțumesc! Îl invităm pe decanul Facultății de Știința și Ingineria Mediului. Mulțumesc, domnule prorector, dragi colege și colegi, sunt foarte emoționat și de aceea voi începe cu câteva mulțumiri, cu mii de mulțumiri. În primul rând, colegilor mei din sală și de unde sunt în acest moment, fiindcă au dezvoltat un proiect deosebit în numai 17 ani de când ne-am înființat. Suntem o școală tânără, la anul devenim maturi și de asemenea emoționat pentru că pot să transmit recunoștința colegilor mei celor patru facultăți care au contribuit la formarea noastră și se află în sală, au pus foarte mult suflet și au făcut tot ce era posibil în acel an când s-a dezvoltat acest proiect deosebit în universitatea noastră, care se numește Școala de Știință și Ingineria Mediului. Mulțumesc facultăților de chimie și inginerie chimică, facultății de geografie, facultății de fizică și facultății de biologie și geologie. Deci, în acești 17 ani, școala noastră s-a consolidat. Este un proiect stabil. Avem toate specializările pe cele trei direcții, licență, masterat și o școală doctorală puternică care produce mulți doctori și de asemenea publicații în reviste de prestigiu, având colaboratori care au publicat și Nature. Deci este o mândrie pentru noi, de asemenea este o mândrie că suntem un prim proiect care într-o singură școală am dezvoltat elemente fundamentale ale transversalității și interdisciplinarității. Suntem mândri că absolvenții noștri și-au găsit locuri de muncă în sectoare importante din economia noastră și din celelalte domenii, de asemenea, pentru comunitate cu impact deosebit, în primul rând, asupra protecției cetățeanului. Avem ca elemente de bază Școala de Știință și Ingineria Mediului,
evaluarea calității factorilor de mediu, radioactivitatea mediului și evaluarea riscului și managementul dezastrelor. Deci este evident că aducem servicii importante populației prin proiectele prin care ne-am dezvoltat în ultima perioadă. Chiar zilele trecute, proiectul Smart Radon a luat un premiu deosebit de important la nivel național. De asemenea, colectivul nostru a fost un colectiv în cadrul de bază în cadrul proiectului RORISC. Din cele 10 riscuri la nivel național, colectivul nostru a evaluat 2 riscuri, deci este un procent important, proiect care a dus țării noastre sute de milioane de euro după ce s-a depus raportul de țară cu hărțile de risc. Deci, la sfârșit, mulțumesc universității ca instituție, fiindcă universitatea este importantă prin noi și noi suntem importanți prin ea, așa cum am văzut foarte frumos și foarte bine prezentat în ceea ce a spus domnul președinte al Academiei și domnul prorector și ceilalți decani antevorbitori. Vă mulțumesc și la mulți ani Facultății și Școlii de Știință și Ingineria Mediului și Universității Babeș-Bolyai. Îl invităm pe decanul Facultății de Drept. Mulțumesc mult! Așa cum ați văzut din prezentarea realizată și de domnul proiector David, dreptul s-a predat, s-a învățat și s-a cercetat la Cluj aproape în toate perioadele în care Clujul a cunoscut o viață universitară. Sigur, forma în care s-a făcut, dacă a fost facultate, dacă a fost secție, dacă a fost o catedră, a variat de la o epocă la alta, dar important este că în permanență a existat o, să spunem, o școală de drept la Cluj. Aș marca doar 2 momente, dincolo de primele etape de evoluție a școlii juridice. Este, și veți vedea parcurgând paginile acestui volum, este realmente impresionant ceea ce s-a întâmplat după 1919, efervescența cu care oamenii s-au mobilizat și au reușit să reclădească, sigur și cu sprijinul colegilor veniți de la universitățile din București sau din Iași, dar și, și prin cooptarea unor juriști care activau în Cluj sau în zona Transilvaniei ca avocați sau magistrați, să clădească o veritabilă școală. Să vă dau un singur exemplu, profesorul Traian Pop reușea în circa 5 ani de la numirea sa ca profesor la Catedra de Drept Penal să publice un tratat de drept penal comparat, totalizând peste 1500 de pagini. Nu erau multe lucrări de o asemenea învergură în Europa la acel moment. Ceea ce a caracterizat școala de drept în toată epoca interbelică a fost ideea comparatistă. Sigur, era și moștenirea, da? Juriștii transilvăneni vorbeau maghiară, vorbeau germană, vorbeau franceză, vorbeau evident română și le era ușor să acceseze tot ceea ce se întâmpla, tot ceea ce se publica important în marile zone, în marile sisteme de drept. Și asta a făcut într-un fel unică școala de drept de la Cluj, această notă comparatistă pe care nu o regăsim în cazul altor școli juridice dezvoltate în România. Și pentru că domnul academician Haiduc spunea că ar fi bine să avem o listă a cărților publicate în străinătate, vreau să vă spun că în această perioadă producția științifică a tinerei școli românești de drept de la Cluj este realmente impresionantă. Sunt câteva lucrări publicate în străinătate care au rămas și care sunt citate și astăzi ca lucrări de referință. E suficient de pildă să menționez lucrarea profesorului Aurelio Nașcu la Coproprieté d'Ambien, susținută la Paris în 1930, sau în același an lucrarea profesorului Angelescu la Technique Legislative en matière de codification civile, citate și astăzi ca lucrări de, ca lucrări de referință în, în domeniu. Din păcate, anul 1948 a adus un declin brutal al școlii de drept. Marea majoritate a profesorilor facultății au fost îndepărtați de la catedră, mulți dintre ei au ajuns condamnați sau au ajuns privați de libertate chiar în absența unei condamnări pentru o vină care nu era a lor. A durat ceva până la reconstituirea, să spunem, în anii 60, timid și în condițiile epocii, a unui nou curent în cercetarea juridică la Cluj
Lucrurile au cunoscut o turnură evident pozitivă după 1990, când s-a reușit racordarea sau o nouă racordare a școlii juridice clujene la ceea ce se întâmpla în Europa și nu numai. Suntem astăzi în etapa în care colegii noștri sunt prezenți în publicațiile de specialitate, de prestigiu din străinătate, avem teze de doctorat publicate în străinătate, avem articole publicate în reviste de prestigiu, sigur, prin specificul nostru suntem oarecum mai legați de elementul național, suntem mai puțin vizibili în zona ISI, încercăm să accesăm cât putem și acolo. Suntem prezenți în zona contractelor internaționale de cercetare în ultimii ani și, nu în ultimul rând, suntem prezenți în ceea ce înseamnă componenta de servicii pentru comunitate. Numeroși colegi făcând parte din comisiile de reformă legislativă, profesorul Deleanu a fost unul dintre artizanii noii Constituții în 1991 și apoi la revizuirea din 2003. Alți colegi au făcut parte din comisiile de elaborare a proiectelor noului cod civil, noului cod penal, a legilor de punere în aplicare. Asigurăm de asemenea constant o asistență de specialitate în alte curse de casație și justiție în soluționarea chestiunilor prealabile sau soluționarea recursurilor interesului legii. Evident, avem încă multe de făcut pentru a fi acolo unde ne dorim, acolo unde se dorește, dar cu siguranță Facultatea de Drept și Școala de Drept de la Cluj sunt pe drumul cel bun. Mulțumesc tuturor colegilor pentru efortul pe care l-au făcut pentru a ajunge aici și le doresc mult succes în ceea ce vor face în continuare. Mulțumesc! Din partea Facultății de Litere, domnul decan Corin Braga. Bună seara! Dacă ar fi să vorbim despre școala de filologie și să-i căutăm originile, am putea merge înapoi până la, știu și eu, acele ursitoare zâne, muze, muza poeziei epice, muza poeziei lirice. N-am să merg până acolo, dar ne putem întoarce la cele 7 arte liberale care erau într-adevăr predate, cel puțin 2 aparțin filologiei, care erau predate în acel colegiu major întemeiat de către iezuiți, mă gândesc la gramatică, mă gândesc la retorică, astfel încât, iată, filologia, literele, pleacă încă de la început, de la Cluj, în această structură universitară. Pe urmă, facultățile de litere au făcut parte din ambele mari structuri, și Universitatea Franz Josef, Facultatea de Litere și Filozofia a făcut parte din structura acelei universități. Pe urmă, la fel, a făcut parte din structura originară a Universității Regele Ferdinand. Sigur, am fost în diverse formule, am avut de multe ori ca prieteni și colaboratori filozofia sau alte facultăți, dar de fiecare dată școala de litere, școala de filologie a reușit să se impună. Și aș sublinea aici câteva din realizările acestei școli. După cum știți, primul rector este un filolog, este întemeitorul, mi-am selectat câteva nume, acelui muzeu al limbii române, care astăzi este Institutul Sextil Pușcariu și care împreună cu Teodor Capitan sau Nicolae Drăgan au întemeiat școală de lingvistică, o școală care a continuat. Eu l-am mai avut, de exemplu, profesor pe Dede Drașoveanu și mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere și de originalitatea abordării sale. De asemenea, școala de literatură, să-i spunem, a debutat cu, sau a avut printre întemeitori pe Gheorghe Bogdan Duică, pe urmă pe Dumitru Popovici, continuând cu o generație, generația dicționarului Zaciu și o serie de profesori celebri, unii încă în viață și ne bucurăm că ei există, Mircea Zaciu, Ion Vlad, Ion Pop, Mircea Mutu, Ion Vartic, Marian Papahagi, Ioana Petrescu, Liviu Petrescu și o serie de alte personalități. În structura inițială a Facultății de Litere, de Filologie Română, au existat însă și profesori care reprezentau limbile străine. Mă gândesc la filologia clasică, cu 2 reprezentanți celebri, a căror nume se află astăzi pe săl din facultatea noastră, Ștefan Bezdechi, profesor de latină, și Vasile Bogrea, profesor de greacă veche. Am avut filologie germană, filologie engleză, filologie franceză, toate acestea fiind continuate. Pe de altă parte, școala maghiară, de filologie maghiară, a avut și ea reprezentanți importanți, deja din perioada Universității Franz Josef,
se remarcă școala de literatură comparată, ca să citesc doar acea prioritate mondială care este Acta Comparationis, prima revistă de literatură comparată din lume, așa o recunosc specialiștii, întemeiată de Brașai Samuel și de Hugo von Melzel. Pe urmă, putem vorbi de o școală de teorie și istorie literară maghiară cu personalități cum sunt Gheorghe Christoph, Laszlo Szabady. Continuând în perioada următoare și cu o școală de lingvistică, Zoltán Gombóc, Szabó Attila, Márton Gyula, Zoltán Szabó, Antal Herman, o serie de personalități care, iată, în limba maternă maghiară, au dezvoltat aceste studii de filologie. Ce-ar fi să vă spun acum în final, legat de viitorul școlii filologice clujene, de literele noastre? După cum știți, trăim într-o epocă de globalizare și limbile străine sunt limbi, să sperăm, necesare, să sperăm că nu ne vom anglifica cu totul și că nu vom ajunge, nu ne vom reduce la o singură limbă, așa că noi predăm 17 limbi, îi facem pe studenții noștri capabili să se înțeleagă cu multe zone ale lumii și de asemenea să sperăm că această globalizare viitoare nu este doar o formă de uniformizare, de globalizare prin distrugere, ci este respectuoasă față de biodiversitatea culturală, i-aș spune, ceea ce înseamnă și o protecție a patrimoniului, deci a limbii, a limbilor și a literaturilor materne, germană, maghiară, română. Vă mulțumesc! Din partea Facultății de Istorie și Filozofie, decanul Ovidiu Ghita. Am să vă spun câteva nume. Constantin Daicoviciu, Virgil Vătășanu, David Prodan, Pompilu Teodor, Lucian Blaga, Dede Roșca sau Liviu Rusu. Ne-am putea întreba ce au în comun toate aceste nume. Poate nu-i departe momentul când cineva va spune sunt niște nume de străzi din Cluj-Napoca. Ceea ce e real. Sunt niște nume de străzi din Cluj-Napoca. Și asta poate să echivaleze cu trei articole ISI din zona roșie sau galbenă, dar lăsând gluma la o parte, sunt reperele fundamentale ale Facultății de Istorie și Filozofie. Având astfel de nume în spate, asta se numește tradiție, am putea spune precum Caragiale, suntem vechi, domnule. Suntem vechi. N-am fost în situația personajului lui Molière, care a avut revelația că făcuse proză fără să știe că face proză. Nici noi nu ne-am pus problema, oare avem școli științifice? Avem. Aceste nume sunt, dacă vreți, certificatul nostru de noblețe. Sunt reperele noastre valorice. Sunt oameni care au scris cărți, sunt oameni care au creat institute, sunt oameni care au făcut pentru mulți dintre noi legătura cu generația fondatorilor, cu generația de la 1919. Și sunt și alte nume pe care le avem în vedere, nume care nu sunt pomenite azi pe străzi, Iocă Zsigmond, Imre István sau Francis Pal, de asemenea niște nume mari ale facultății noastre. Ca istoric, aș vrea să vă mai spun ceva. Să vă spun că de istorie, de trecut, nu trebuie să ne temem. De acolo nu mai vin surprize, nu mai e viu, nu mai apar monștri. Prin urmare, stimate colegi și stimați colegi, 60 de ani au trecut de când pe această scenă, în condiții politice aparte, s-a luat decizia înființării Universității Babeș-Bolyai. Tot rotundă e și cifra asta, să știți. 60 de ani, din care
30 de ani i-am trăit în libertate, în libertate de decizie. Și ceea ce mie mi se pare absolut remarcabil și de aceea merită să punctăm și acest reper cronologic, este că în acești 30 de ani am avut și înțelepciunea, și dorința, și delicatețea umană de a găsi soluțiile care să ne țină la oaltă. Vă mulțumesc! Îl invităm pe decanul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Teo. Mulțumesc. Istoria Facultății de Sociologie și a Școlii de Sociologie se leagă de câteva dintre școlile prezentate anterior. Și ăsta un artificiu să mă leg de istoria celorlalți ca să împrumutăm cumva din poleala vechii. Facultatea de Drept de la Franz Josef avea o școală de sociologie. Sunt câteva nume interesante la nivel mondial care au studiat acolo. Cal Polanyi, probabil cel mai important. Suntem legați, evident, de Facultatea de Filologie și Filozofie, pentru că în interior acestei facultăți a existat pentru prima dată Catedra de Sociologie la înființarea Universității în 1919. Din păcate, Catedra de Sociologie nu își începe cu un post ocupat în 1919, începe cu un post gol. Se pare că Dimitrie Gusti a vrut la un moment dat să vină, până la urmă a ales să meargă la București, a făcut parte din comisia universitară, care în schimb a ales primul profesor de sociologie, până la urmă Virgil Bărbat, care a deținut această poziție, a predat la Catedra de Sociologie și un curs de etică. Ăsta este începutul școlii de sociologie, în 1921, școlii de sociologie românească, care este legată și se leagă și de școala de sociologie maghiară, care a funcționat inițial aici la final de secolul XIX, început de secolul XX. Așa că putem să vedem, dacă vă uitați în carte, și momentele interbelice, în ce mod se pot lega școlile sociologice maghiare și românești. Foarte puțin, după aceea o să vedeți despre ce s-a întâmplat după 1948. Colegul meu care a scris acest capitol și a scris și celălalt, în alte volume de istoria universității coordonate de profesorul Simon aici, e vorba de Norbert Petrovici, scrie în felul următor: școala clujană de sociologie are de fapt patru arii tematice importante, o arie de metodologie în care în perioada socialistă se poate distanța de aspecte ideologice și poate să-și construiască o bază științifică puternică, insistând pe cunoașterea instrumentelor practic de cunoaștere în științele sociale. Vorbim aici de interviu, de observație, de analiză documentelor, de statistică. Toate acestea sunt continuate după 90, după 2000 și constituie și astăzi un interes serios al nostru. Există o școală de epistemologie în care profesorii sunt interesați de modul în care se produce cunoașterea științifică și în ce mod este aceasta folosită. Există o școală care discută mult despre implicare în comunitate. Avem lucrări și în perioada interbelică și după 48 și după 90 care discută despre ideologii, valori. Emanuel Marica, să ne aducem aminte de lucrarea sa Filozofia Bunului Simț. Și, bineînțeles, o ultimă școală am putea să o numim o școală a relevanței sociale, în care încercăm să vedem în ce mod sociologia poate să contribuie la dezbaterile actuale. Aici putem vorbi și de cărțile importante publicate de Oscar Iasi, The Dissolution of Habsburg Monarchy, despre cartea lui Virgil Bărbat și despre activitatea lui de extensiune universitară, practic de educare a populației transilvanene, sau despre implicările laboratorului de sociologie conduse de Ioana Luaș, care erau
rapoarte care erau destinate Institutului de Cercetare și Proiectare Cluj și, practic, dorințelor de consolidare și dezvoltare a statului văzut de către guvernul socialist din acea perioadă. Astăzi, școala de sociologie are trei mari departamente, un departament de sociologie, un departament de asistență socială și un departament de limbă maghiară care acoperă sociologia și asistența socială și încercăm în acest fel să recuperăm interesele noastre demonstrate pe parcursul ultimii 100 de ani și, bineînțeles, să le dezvoltăm. Mulțumim tare mult! În partea Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, decanul Adrian Opre. Mulțumesc și eu, în primul rând, pentru această invitație, bucuria și de partea noastră, a celor ce reprezentăm două școli științifice dinăuntru acestei mari universități cu o istorie extraordinară, Școala de Psihologie și Școala de Științe ale Educației. Cele două școli se nasc odată cu această universitate a Daciei Superioare, la care s-a făcut mențiune aici. Nu putem să ne stabilim repere înainte acestei perioade, pentru că și alte școli mari de psihologie și științele educației se clădeau în aceeași perioadă, indiferent unde ne puteam plasa pe mapa mond. De aceea suntem mândri că ne-am născut în perioada în care multe alte școli luau naștere. Sunt trei figuri marcante, proeminente, care dau naștere celor două școli. E vorba de Florian Ștefănescu Goangă, adesea pomenit în contextul multor evenimente al acestei universități, și de părinții pedagogiei a științelor educației, mă refer aici la Onisifor Ghibu, pomenit astăzi, s-a dezvelit astăzi bustul acestui mare om și acestei mari personalități, alături de Vladimir Ghidionescu. Cei trei părinți ai școlilor de psihologie și științele educației din această universitate au fost școliți în spațiu german, în paradigmă germană și în spirit german. S-au întors acasă cu această paradigmă, s-au întors acasă cu acest spirit și au clădit aici două școli puternice care au dat perenitate și se reverberează această perenitate în ceea ce avem astăzi în școala noastră. Au finalizat studii doctorale în acest spațiu, au fost membri ai Comisiunii Universitare, așa cum s-a făcut pomenirea dimineață, într-un context tot festiv, au promovat și au dezvoltat o psihologie și o pedagogie științifică, experimentală, atunci la începuturile ei. Și în același mod o regăsim și astăzi. Și în ultimul rând, acești pionieri și părinți ai școlilor au dat naștere unei generații extraordinare. Ei au fost mentori ai generației interbelice, ei au dat naștere unor elite, acele elite care au grefat pe o pregătire, pe o structură axiologică aparte, o pregătire științifică de substanță. Poate că greutatea lor, poate că rezistența lor, pentru că în mare măsură aceste elite au fost fărmițate într-o perioadă sumbră, cenușie, neagră, a istoriei neamului acesta și acestei universități, aceste elite care au supraviețuit fizic și spiritual, au supraviețuit pentru că au fost mentorați de aceste figuri la care am făcut referirea dinaori. Au continuat descendența acestor pionieri să dezvolte o școală în aceeași paradigmă, au extins-o sensibil, au apărut școli de sau domenii, s-a extins apărând departamente de psihopedagogie specială, de didactică, întregind ceea ce înseamnă psihopedagogia în sensul cel mai larg, în sensul în care o regăsim astăzi nu doar în facultate, ci în toate facultățile acestei universități. Noi reverberăm în spațiul universitar prin aceste implicații la care am făcut referire. E bine, astăzi avem două școli care au renăscut după Revoluția din 89, s-au revitalizat, două școli, și aici răspund provocării foarte elegante academicianul Ionel Haiduc, care spunea că probabil trebuie mai mult accent pe prezent și pe viitor, de aceea spun că la noi vin foarte mulți tineri și mai puțin tineri. Cert este un lucru că mai toți studenții noștri trec prin diferite crize identitare, care atunci când încearcă să se desprindă de trecut, ci să ancoreze în viitor.
Ei bine, provocarea noastră este că aceste două școli, acum bine dezvoltate, cea de psihologie cu 3 departamente, cu 2 linii de studiu, cu 2 școli doctorale, cu o prezență științifică de anvergură și cu o credibilitate didactică serioasă, cu o prezență în topurile internaționale într-o evidentă creștere, alături de cea de științele educației, cu 6 departamente, 3 linii de studiu, 2 școli doctorale și cu o deschidere spre internaționalizare foarte vizibilă, sesizabilă, obiectiv, oferă ceva acestor tineri și mai puțin tineri aflați în criză identitară. Ne adresăm unui număr de 5.500 de studenți într-o locație centrală și încă 7 în extensie universitare și ne adresăm și la 7.500 de studenți cu pregătirea psihopedagogică. Aici regăsindu-ne în ceea ce spuneam în planul celorlalte domenii sau facultăți din universitate. De aceea cred că noi ca facultate astăzi putem proba foarte bine în plan științific, didactic, dar și al serviciilor. Putem întâmpina provocarea acestui nou mileniu. Vă mulțumesc! Din partea Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, domnul decan Mustață. Stimați președinții Academiei Române, dragi colegi, ne aflăm astăzi într-o seară cu totul și cu totul specială. Stăteam acolo cu colegii mei decani frumoși și ne așteptam rândul și ne mă întrebam dacă ne dăm seama că suntem de norocoși că ne aflăm astăzi aici. Și vă spun de ce. Din cel puțin 2 motive. Evident, fiecare avem motivele noastre. 1. Când mai vedem noi 2 președinți ai Academiei Române pe acea scenă? Și 2. Când mai avem noi prezentată în aproximativ 70 de minute istoria celei mai mari și mai prestigioase universități din România? Niciodată. Sau poate la următorul centenar. Mie îmi revine onoranta misiune de a vă prezenta câteva aspecte despre Școala de Științe Economice de aici, de la Cluj, din inima Transilvaniei. Spunea domnul proiector David, coordonatorul acestui volum și a acestei acțiuni, că în acest volum găsim o poveste, o poveste a Universității Babeș-Bolyai. Analizând istoria științelor economice aici la Cluj, am descoperit o poveste fascinantă, o poveste deosebită. Și am să vă spun în mai puțin de 2 minute despre ce este vorba. Noi, ca Școală de Științe Economice Superioară aici la Cluj, ne-am înființat în aproximativ 100 și ceva de ani. Ne-am înființat în 1878 și avem 2 momente importante în evoluția acestei școli. Odată, 1920, când aici la Cluj se înființa Academia Comercială din Cluj, o instituție de învățământ superior pentru domeniul științelor economice, din păcate sau din fericire, rămâne de văzut, istoricii o să spună, separat de Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din Cluj. Ce s-a întâmplat cu această academie? A încercat să fie o instituție de învățământ superior așa cum se cuvine și a reușit cu prisosință. Și a asumat 2 mari deziderate încă de la început. Odată, să contribuie la fundamentul științelor economice prin activitatea de cercetare. 2. Să contribuie la dezvoltarea economică a Transilvaniei prin economiștii pe care îi formează, prin practicienii pe care îi transmite în domeniul economic, prin creșterea economică a Transilvaniei și au reușit cu prisosință. Atunci când a trebuit să ne refugiem de aici, din Cluj, ne-am refugiat la Brașov, că Timișoara și Sibiu erau deja ocupate. Am stat acolo ca și instituție până în 1950 și apoi studiile economice, științele economice s-au regăsit aici la Cluj, în Universitatea Victor Babeș și Universitatea Boia Ianoș, iar începând cu 1961 ne-am regăsit cu toții în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Colegilor de la drept trebuie să le mulțumim întotdeauna pentru primul an de găzduire și pentru decanul pe care ni l-a dat. Iar începând cu 1962, noi funcționăm ca și facultate distinctă în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Iar astăzi, Facultatea de Științe Economice, studiile economice și științele economice în ansamblul lor aici la Cluj, duc mai departe cu prisosință, cu mare onoare și cu foarte multă responsabilitate ceea ce înaintașii noștri au stabilit. Astăzi, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, pe care o reprezint, este, conform evaluărilor internaționale și a clasamentelor internaționale, cea mai prestigioasă școală de științe economice și gestiunea afacerilor din România și este cea mai mare facultate din România. Avem anul acesta peste 8500
de studenți. Iar în final, ar vrea să adresez mulțumiri tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment și să vă adresez o invitație. Dincolo de paginile acestei cărți, dincolo de paginile tuturor cărților care s-au scris despre istoria universității în această perioadă, vă invit, dacă vreți, până la sfârșitul lunii octombrie, să vizitați o expoziție cu totul aparte pe care o găsim în holul facultății noastre. Este o expoziție cu mărturii ale istoriei despre universitatea noastră. Dacă doriți să vedeți diplome, documente, scrisori și alte elemente de referință pentru universitatea noastră, vă invit la facultatea noastră. Mulțumesc frumos! Eu cred că decanii noștri pot și mai mult, adică pot să ne dea câteva idei despre informațiile pe care le găsim în volum, fiindcă timpul e destul de strâns, așa că îl rog pe următorul decan, pe profesorul Nicolae Păun, de la Facultatea de Studii Europene. Da. Dragi colegi, sub cupola acestor uriașe școli de știință, în prezența a doi președinți ai Academiei Române, academicieni, staful universității noastre, este foarte greu pentru mine să vorbesc cu respect, aș spune, despre o școală tânără, care se numește simplu Școala de Europenistică. Nu voi spune câteva cuvinte înainte de a le mulțumi colegilor mei, de la masteranți, doctoranți, cadre didactice, pentru faptul că pot să spun în fața dumneavoastră, în distinsul auditor al universității noastre, câteva cuvinte. Am început cu o temă mică, interdisciplinară, acum 10-12 ani, care a ajuns în finala proiectului de cercetare științifică Hannah Arendt. De atunci încoace, un institut de cercetări europene, o bibliotecă impresionantă, un staff, un curatoriu științific pe măsură, și aș aminti aici, format din Chantal Delsol, membra Academiei franceze, sau profesorul Gérard Bossuat de la Sorbona din Paris, sau profesorul Wilfried Loth, președintele istoricilor din Germania sau Varsorii, al celor de relații internaționale din Italia, am selectat câteva teme inter- și transdisciplinare, care, împreună cu colegii din marile universități europene, au început să producă rezultate. Aș aminti doar faptul că anul trecut Comisia Europeană, după 3 ani, ne-a finanțat și difuzează în limba română o integrală de 1700 de pagini, Uniunea Europeană în lumea globală, care merge la toate instituțiile interesate. Sau faptul că în acest an am participat la Bruxelles la lansarea unei cărți dedicată memoriei unei instituții, Comisia Europeană, singura facultate din spațiu ex-comunist, o lucrare de 800 de pagini cu o prefață a profesorului și președintelui Comisiei Juncker, care a avut, că din partea facultății noastre, o contribuție semnificativă dedicată enlargement-ului. Și pentru acest fapt, prin studierea arhivelor de la Florența, Comisia Europeană a donat facultății noastre integral biblioteca Comitetului Regiunilor, care este disponibilă la Cluj în format pe hârtie în cadrul facultății noastre. Faptul că împreună cu universități de prestigiu din Franța sau din Canada am putut să semnez un proiect de cercetare de 200.000 de euro care se lansează în acest moment pe patrimoniu cultural în Europa Centrală Săriteană, ca parte a patrimoniului european, este o apreciere pentru tinerii cercetători de la Facultatea de Studii Europene. Aș mai spune doar un singur cuvânt, că nu ne este indiferent nici parteneriatul cu țările vecine într-o abordare de trans-border cooperation, și amintesc pe colegii de la Debrețin, pentru care, sub coordonarea Universității din Strasburg, am demarat pentru următorii 3-4 ani un proiect ambițios de cercetare. 3 reviste ale facultății, toate Erich Plus sau Scopus, una dintre ele editată la Paris, Sinergii Romanii,
cu producție științifică care se valorifică în fiecare an prin conferințe publicate la presa universitară clujană, dar și la Armatan sau la Nomos, sunt câteva modeste realizări ale unei școli care a început acum 25 de ani și ale căror rezultate nu ar fi fost posibile decât sub aureola acestei prestigioase universități, pentru care vă mulțumesc tuturor acum aici. Mulțumesc! Din partea Facultății de Business, domnul decan Ionuț Nistor. Mulțumesc, stimați colegi, invitați. Vreau să vă mărturisesc că noi nu avem o istorie așa de lungă. Noi sărbătorim 25 de ani. 25 de ani în care am început cu o primă generație de 40 de studenți, iar acum ne învârtim în jurul cifrei de 1400 de studenți. O specializare și acum vorbim de specializări în limba engleză, limba română, limba engleză, de profesori străini și acreditări internaționale care treptat ne duc spre ceea ce ne dorim noi, un International Business School. Dar toate acestea n-ar fi fost posibile fără echipa de la Facultatea de Business, cărora vreau să le mulțumesc, și în special domnului profesor Giurgiu, cel care a pus piatra de temelie la Facultatea de Business. Și mă bucur că Facultatea de Business scrie parte din această frumoasă istorie alături de celelalte facultăți a universității. Mulțumesc! Din partea Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, domnul decan Călin Hințea. Stimați colegi, presiunea psihologică crește tot mai mult cu cât vă apropiați de sfârșitul liniei de decani. Mi-am schimbat total speech-ul. Pentru noi a fost foarte dificil, pentru că noi nu am avut o tradiție la care să ne raportăm. Am avut specializări noi pe care a trebuit să le construim. Sau acolo unde am avut o tradiție, științele politice a fost eliminată brutal și a trebuit să o reconstruim. Aș vrea să amintesc cele 5 școli, științele politice, științele administrative, jurnalismul și media digitală, comunicare, relații publice și publicitate și sănătatea publică. Și am să vă spun doar ce le unește sau ce le face să fie cumva interdisciplinare. În primul rând, internaționalizarea puternică. Odată ce n-am avut tradiția, a trebuit să lucrăm cu alții și în principal cu școli americane, deci tradiția noastră de cercetare empirică foarte accentuată și conectarea cu comunități internaționale în domeniile noastre. Capacitatea de asemenea de a crea trenduri în România, să știți că foarte multe programe din specializările noastre din România și Europa Centrală și de Est s-au construit pe baza ceea ce am construit noi. Noi am fost cei care le-am arătat drumul. O prezență foarte serioasă în comunitățile științifice internaționale și vreau să spun nu doar la linia română, ci și la liniile maghiare, germane și engleze, care sunt extrem de conectate cu ceea ce înseamnă comunitatea științifică internațională la nivel de publicații și cercetare. Capacitatea de a influența politici publice, încercăm tot timpul să fim o școală care influențează ce se întâmplă în politicile publice din România. Sigur, științele politice, specializarea de științe politice a dat și un prim-ministru, după cum știți. Școli doctorale foarte serioase, care lucrează, cred, deși sunt noi, lucrează foarte bine din punct de vedere științific și o prezență bună în rankinguri internaționale. Spre exemplu, avem chiar plasare la nivel de 150 în topul Shanghai. Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru că eu nu fac decât să sumarizez munca lor de foarte, foarte mulți ani, să le mulțumesc că au construit o organizație atât de performantă și mai ales că au construit o organizație atât de plăcută, adică îți face plăcere să mergi la muncă și să-i vezi, ceea ce nu e puțin lucru, aș zice eu. Felicitări colegilor mei și felicitări tuturor celorlalte facultăți. Vă mulțumesc! În partea Facultății de Educație Fizică și Sport, domnul decan Leon Gomboș. Da.
Se pare că avem și galerie în sală, dar ne bucură acest lucru. Stimate domnule rector, doamnelor și domnilor prorectori, stimați membri ai Academiei Române, onoracul profesoral, dragi studenți, este o ipostază deosebit de onorantă pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră despre Școala de Educație Fizică și Sport Clujană și dacă fac acest lucru nu pot să nu mă gândesc cu recunoștință la marea personalitate, la marele om de știință care a fost și rector al universității noastre, mă refer la Iuliu Hațeganu, care conștientizând importanța practicării exercițiului fizic de către populația tânără, dar nu numai, introduce această disciplină ca disciplină obligatorie în mediul universitar clujean și ulterior național. Pe de altă parte, tot dânsul, gândind mult înaintea vremurilor sale, a dat Clujului acest loc minunat în care noi desfășurăm activitatea, parcul sportiv ce-i poartă astăzi numele și unde noi, cadrele didactice și studenții din această facultate, suntem privilegiați pe de o parte, iar pe de altă parte invidiați. Dar acest lucru nu ne deranjează foarte tare. De-a lungul timpului, în facultatea noastră au studiat o serie de personalități marcante din domeniul educației fizice și mai ales a sportului de performanță. Sunt foarte multe nume, însă, pe de o parte ca sportiv, pe de altă parte ca antrenor formați aici la Cluj, ei au cucerit o multitudine de titluri europene, mondiale sau titluri olimpice și nu știu dacă ele pot fi echivalate cu ISI-uri pe domeniul galben sau roșu, dar sigur ele au adus mare bucurie pentru toți iubitorii sportului și o imagine foarte bună facultății, universității și României, de ce nu. Dacă pe frontispiciu parcului spune frumos, pro patrie est ludere dum videmur, adică pentru țară este ceea ce facem, deși pare că doar noi ne jucăm. Noi am luat această joacă într-un mod foarte serios, încercând împreună cu colegii din facultatea noastră să dăm țării, și nu folosesc cuvinte mari, specialiști cât mai bine pregătiți, profesori de educație fizică, antrenori, kinetoterapeuți, care fac cinste școlii de educație fizică clujene. Pe de altă parte am încercat ca acel dicton latin mens sana in corpore sano să devină o realitate funcțională în așa fel încât îmbinarea practicării exercițiului fizic cu exercițiul minții, cu cititul cărților să facă din noi oameni cât mai valoroși. În final, pentru că și nu numai pentru că m-au aplaudat așa de tare, vreau ca numele colegilor mei din Facultatea de Educație Fizică, a studenților pe care îi salut, să vă doresc tuturor sărbători fericite, la mulți ani, sănătate, bucurie în tot ce faceți și multe realizări. Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă, decanul profesor Stanciu, vă rog. Vă rog să mă credeți că mă încearcă o emoție deosebită în aceste momente. Nu doar că ne apropiem de Crăciun, ci mai cu seamă că teologia și-a regăsit locul de unde a fost alungată. Dacă această universitate a început cu teologia și cu filozofia, nu se putea ca teologia astăzi să nu facă parte din corpusul academic al universității noastre. Istoria Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj o regăsim undeva în anul 1924, când vrednicul de pomenire episcop Nicolae Ivan fondează această facultate, aducând în mijlocul ei profesori de prestigiu care au studiat în străinătate și care au făcut posibilă deschiderea teologiei ortodoxe în lume. Această academie teologică va fi desființată de regimul comunist în 1952. Iar rezultatul acestei desființări n-a fost altul decât patru martiri, profesori ai Academiei Teologice din Cluj, cărora nici astăzi nu li se cunoaște mormântul în jurul închisorii de la Iud.
Pe acest sânge al martirilor s-a construit apoi teologia ortodoxă contemporană. Pentru că în 1990 se redeschid cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, iar în 1992, prin bunăvoința rectorului de atunci, academicianul Ionel Haiduc, Facultatea de Teologie Ortodoxă devine prima facultate de teologie între cele patru care vor face parte din universitatea noastră. Aș dori să vă spun foarte multe lucruri, dar nu este timpul. În calitate de teolog și de muzician, aș dori ca cel puțin Facultatea de Teologie Ortodoxă să fie acel element, acel liant de armonie și de echilibru și să aducă acea prospețime spirituală de care avem atâta nevoie. Și aș dori să mă adresez și studenților prezenți, să conștientizeze că înainte de toate universitatea nu este o instituție oarecare, ci este o familie. Și această familie are un suflet. Și noi, în calitate de teologi și de oameni ai Spiritului, dorim să ne punem în slujba acestui suflet. Vă mulțumesc! Din partea Facultății de Teologie Greco-Catolică, domnul decan Cristian Barta. Domnul rector, distinși colegi, distins auditoriu, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, despre care vă vorbesc acum fiind onorat și cu profundă emoție, este una dintre facultățile tinere ale Universității Babeș-Bolyai. Noi, practic, am devenit parte a Universității Babeș-Bolyai după Revoluția din 1989, un proces care s-a finalizat undeva în jurul anului 2000, când institutele teologice universitare din Blaj, Cluj și Oradea au devenit parte a acestei facultăți de teologie greco-catolică din UBB. Suntem o facultate relativ tânără și în același timp moștenim o tradiție lungă, bogată, care începe la Blaj în anul 1754, când episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron a reușit să împlinească planul episcopului Inocente Micu Klein, întemeind seminarul pentru formarea preoților. Avem așadar aproape 250 de ani de tradiție, de erudiție, de vlavie. E suficient să amintesc pe corifeii școlii ardelene, pe Timotei Ciparu și atâția alții intelectuali și oameni de cultură care au contribuit la formarea culturii române moderne. În anul 1948, toți acești profesori care funcționau atunci în cadrul academiilor teologice au împărtășit soarta Bisericii Greco-Catolice, intrând în pușcărie și suferind mulți ani de detenții și de umilință. Facultatea de Teologie Greco-Catolică astăzi moștenește această tradiție, moștenește deschiderea spre valorile europene, pasiunea pentru căutarea și cercetarea adevărului și mai ales pasiunea pentru libertate. Am găsit în Universitatea Babeș-Bolyai cu adevărat o familie, suntem acasă în universitate, motiv pentru care mulțumesc în numele colegilor, în numele studenților, conducerii Universității Babeș-Bolyai, primei conduceri de după 1989 și actualei conduceri, domnului rector Ioan Aurel Pop. Cred că domnul prorector David merită felicitări pentru coordonarea acestei lucrări, care surprinde și tradiția, dar și prezentul Universității Babeș-Bolyai. Tocmai de aceea aici găsim și o frumoasă promisiune pentru viitor. Vă mulțumesc, la mulți ani, UBB! Din partea Facultății de Teologie Reformată, doamna decană Olga Lucaș, vă rog.
salut cu drag și cu respect. Eu cred că în acest moment poate să fiu foarte, foarte fericită, deoarece s-a realizat o viziune leibniziană care, de fapt, s-a prevăzut încă în 1872, când s-a înființat Universitatea de Stat la Cluj, însă, din anumite puncte de vedere mai negativiste, s-a prevăzut că teologia nu este o știință. Însă, mă bucur enorm de mult că în anii 1990 a devenit că, într-adevăr, ideea lui Leibniz poate fi realizat și la Cluj. Așadar, noi suntem în rând în al treilea facultate de teologie care ne-am înrolat în cadrul Universității Babeș-Bolyai și la momentul de față aș putea să vă descriu cele două școli de care avem, și anume Școala de Teologie Reformată, în primul rând de linia didactică, și Școala de Muzică. Eu cred că în 1895, când s-a înființat Școala Reformată, de Teologie Reformată la Cluj, de profil de pastor, de profil de preoți, atunci s-a pus bazele acelei evoluții care s-a încheiat în 1993, prin faptul că încă în acel an, în 1895, preoții aveau posibilitatea de a învăța filosofie, pedagogie și istorie în cadrul Universității de Stat. Istoria se repetă și mă bucur foarte mult că pot să mă aflu aici și începem o viață de știință care, într-adevăr, se adeverește că teologia are loc în cadrul universității și asta începem și dovedim cu colegii noștri, cu echipa noastră de la teologie, prin contribuția noastră științifică și prin acea viață concertistă pe care colegii noștri de la muzică desfășoară. Vă mulțumesc foarte mult! La mulți ani Facultății de Teologie Reformată! La mulți ani, UBB! Din partea Facultății de Teologie Romano-Catolică, domnul decan Vic. Mulțumesc frumos. Dragi colege și colegi, dragi studenți, onorat auditoriu, despre povestea noastră, începutul istoriei, nu trebuie să vă spun multe lucruri, pentru că domnul prorector Daniel David a prezentat această istorie. Povestea noastră începe cu venirea primilor călugări iezuiți la Cluj în 1581. Această școală de teologie romano-catolică a trecut prin multe peripeții de-a lungul viacurilor, dar am fost reintegrați în viața academică, în tradiția academică clujeană, în anul 1996, și de atunci trăim într-un prezent continuu, dacă îmi permiteți această formulare. Acest prezent continuu este marcat în primul rând de influența școlilor teologice din Europa, din Roma, Innsbruck, Würzburg, Freiburg, München, Budapesta, și anume această influență este palpabilă prin cadrele didactice titulare care și-au absolvit studiile doctorale și cele postdoctorale în aceste centre academice de anvergură din străinătate. Acest prezent continuu este marcat în al doilea rând de cele două direcții de cercetare și de educație, cea didactică cu locația din Cluj și cea pastorală cu locația din Alba Iulia. Dragi colegi, prin înființarea școlii doctorale religie, cultură și societate, da, am ajuns și vârsta de maturitate, suntem convinși. Și avem
speranța, nădejdea, că prin această școală de teologie romano-catolică vom avea o școală de teologie axată pe proiecte de cercetare interdisciplinare aici în Cluj-Napoca. Și vreau să mulțumesc colegelor și colegilor mei din facultate pentru efortul făcut în educație, cercetare și respectiv și în întărirea relației cu societate. Și vreau să felicit UBB, să felicit toate facultățile, la mulți ani UBB și vă mulțumesc pentru răbdare. Din partea Facultății de Teatru și Film, doamna prodecan Mocanu, vă rog. Mult onorată comunitatea academică. Sunt ultima care vorbesc pentru că reprezint cea mai tânără facultate. Mulți au fost tineri, noi suntem cei mai tineri. Înființați în 2015 ca a 21-a facultate a universității și singura facultate de artă, ne simțim asemenea mezinului dintr-o familie numeroasă, cu frați mari, foarte mari și cu mari tradiții. Provocare foarte mare să te aliniezi la standardele de disciplină, de cercetare, de tradiție a unor frați care nu întotdeauna au răbdarea să-ți înțeleagă scenele de artist, dar în același timp și provocarea de a te alinia la comunitatea artistică națională din care faci parte. Anul 2019 ne găsește într-un moment în care eu zic că în amândouă părțile stăm bine. Pe de o parte, comunitatea teatrală recunoaște Universitatea și Facultatea de Teatru prin premiul acordat de UNITER ca cea mai bună facultate de teatru din țară. Pe de altă parte, în interior, suntem la capătul unei runde de discuții și de muncă creativă cu Consiliul Științific. Eu zic că ne găsește în momentul în care, iată, ne unim cu restul comunității academice în platforma de artă și știință, privind la un viitor interdisciplinar în care domeniile nu mai pot să aibă granițe, ci ele se întretaie. Ca școli de tradiție, avem școala de teatru, care are 30 de ani, a fost înființată de domnul profesor Vartic în 1990, și școala de film, adaptată după schimbările Bologna, care sunt reunite inclusiv în școala doctorală și care desfășoară cercetări atât pe domeniile respective, cât și pe domenii interdisciplinare în domenii artelor, dar și în domenii interdisciplinare împreună cu științele. Nu pot să nu profit de absența colegului și decanului nostru, Liviu Malițea, să menționez faptul că datorăm unde suntem, datorăm acest moment, moment în care avem acreditate toate specializările din domeniile noastre, viziunii și tenacității sale, el fiind singurul decan al facultății, încă dinainte de înființare, când era directorul departamentului de teatru. Privim cu încredere la ceea ce urmează, cred că trăim vremuri bune, la mulți ani UBB! Acum avem minutul studenților, deci minutul studenților. Stimate domnule rector, distinși profesori și cadre didactice și dragi colegi, am fost nevoit să-mi scurtez puțin discursul din pricina timpului și mă gândeam că ar fi interesant pe același principiu ca și domnii profesori să mai scurteze bibliografia pentru examen din când în când. Așa.
Tot ce vreau să vă transmit este că pe acest volum lansat astăzi apare mare tradiție și excelență. Ele nu sunt doar două cuvinte scrise pe această carte sau inscripționate pe blazonul universității, și sunt două valori fundamentale care stau la baza, societății noastre academice, pe care noi studenții le preluăm și ni le însușim din momentul în care facem primul pas în facultate, și ar trebui să le purtăm în suflet și să le ducem cu noi toată viața. Propun să folosim acest moment să reafirmăm acest angajament de a duce mai departe aceste valori pe care se sprijină universitatea noastră încă de la început, de a o conserva și a promova această tradiție și excelență și aceste valori definitorii ale Alma Mater Napocensis. Mulțumesc! Înainte să dăm cuvântul rectorului, câțiva m-ați întrebat ce-i cardul ăsta? Pe cardul ăsta aveți, de fapt, un stick în care se află cartea, puteți căuta cu cuvinte cheie, oameni, teme și așa mai departe. Poate fi pusă la cheie, astfel încât să simțiți că este partea casei pe care o aveți. Deci este o marcă pentru noi, pe care vă rog să o folosiți. Și, în final, cuvântul rectorului. Domnule rector! Vă mulțumesc tare, tare mult! După program ar fi trebuit să părăsim deja această sală, care are și ea programul ei. Noroc că acolo sus scrie prin cultură la libertate și prin urmare suntem liberi să facem ce vrem, măcar astăzi. În primul rând vă felicit pe dumneavoastră, fiindcă ați avut răbdare, multă astăzi și în seara asta, și pe autorii acestei cărți mirabile, pe decanii celor 21 de facultăți, care sunt cu toții pătrunși de responsabilitatea misiunii pe care o au în această universitate, pe domnul prorector David, care este prorectorul preocupat și ocupat cu cercetarea în această universitate. Aniversările de regulă sunt pretexte pentru contemporani ca să se laude. Dar noi ne-am gândit la această aniversare un pic atipică să o facem pentru rememorare, din două motive. Astăzi nu facem de multe ori decât să ucidem memoria, pentru că ne-am săturat de atâtea amintiri, și doi, pentru că școlile de știință, până nu de mult, erau școli personalități, adică o școală de știință purta numele unui om, anatomia lui Papilian, de exemplu, istoria românilor a lui Lupaș, filosofia lui Blaga. Și atunci e firesc să ne gândim la oameni și să-i rememorăm pe oameni și să protestăm împotriva uciderii memoriei. În al doilea rând, probabil că s-a spus, dar eu am venit târziu și mă veți ierta, această universitate este prima din România care, înființată în primul rând după modelul german și anglosaxon și american, dar mai ales după modelul german, a avut de la început institute de cercetare integrate în ea, pentru că Vasile Pârvan a zis să nu repetăm greșelile de la Iași și București. Și primele institute în universități nu s-au înființat la București și la Iași, ci la Cluj după 1919. Prin urmare, universitatea aceasta are o tradiție cu totul specială în domeniul cercetării, și are școli reale de cercetare care astăzi sunt echipe, nu oameni, nu neapărat indivizi, ci echipe de mari personalități, și am vrut să le cinstim în acest moment la 100 de ani, care înseamnă nimic la scara istoriei și la vreme de urări și de colinde. Ceea ce fac și eu cu drag, vă doresc sărbători frumoase ca în povești, pline de har, și un an 2020 care să ne aducă împliniri mai mari decât acum și poate încă o stea în plus, că acum suntem singura universitate cu 4 stele în clasamentul QS și cele multe din celelalte sunt cu 2 margarete. Vă mulțumesc!
Mulțumim și sărbători fericite tuturor!